În ce-l privește pe Blecher, este mult mai descurajat. Mi-a vorbit despre moartea lui pe care o crede apropiată. Mă gândesc, zicea, că Jules Renard a murit la 1911. Din depărtare, moartea devine așa de indiferentă. Să mi se pare și mie că a murit de mult de la 1911. Nu mă sperii de moarte. O să mă odihnesc, o să dorm. Oh, ce bine o să mă întind și ce bine o să dorm. Uite, am început să scriu un roman, dar nu țin neapărat să-l termin. Dacă voi muri înainte, cred că nici nu voi regreta că nu l-am terminat. M-am gândit în ultima vreme să mă sinucid, dar e greu, nu am cu ce. Ce stupid am fost că nu mi-am cumpărat un revolver pe vremea în care mai umblam și puteam să-l cumpăr. A doua zi mi-a cerut scuze pentru această mărturisire. Te rog să mă ierți. Te rog să mă ierți, nu știu ce am avut. Nu știu ce nu-mi place să mă vait. Am oroare de sentimentalism. Nu-mi place să mă vait. Am oroare de sentimentalisme. Mi-a arătat un album de fotografii. Solange, Ernest, Creața, scene de la Bergt, de la Lezon, de la Tekirgiol. M-am oprit să nu plâng privind o fotografie a lui de la 17 ani, figură admirabilă de adolescent. Era un băiat frumos, nu? Am plecat pe la orele 4. Dar de ce n-am avut curajul să-l îmbrățișez, să-i spun mai multe, să fac un gest de frate, ceva care să arate că nu e singur, că nu este absolut și fără salvare singur. Și totuși, singur este.